Yo, ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată FIFA 23 Draft. Spre glorie, Team of the Season Edition. Team of the Season este aici. Ai link în descriere către MMO EXP pentru cele mai bune prețuri la coins. Și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Trebuie să fiu sincer cu voi, cred că am 30 de drafturi în care n-am văzut și eu mai mult de un Team of the Season bun. Hai să luăm o formație mai diferită, 3-4-3 flat, nu-mi place de nicio culoare, e slabă pe apărare, dar hai să vedem, poate aici se leagă, poate am luat eu prea mult 3-4-2-1, 4-3-2-1. Începem cu Ronaldinho, continuăm pe right, 5-5 ar zi, nu cred, ok, deci formația devine. Hai și pe striker, dăm ceva bun, bombiță. Băi, mă duc pe seria. Hai să vedem, cred că ne ducem pe seria, dar n-avem toți acolo, tati. Vine Fabi, Milinkovic, Gavi. Hai pe seria și vedem după aceea la rezerve. Avem Fratesi, care ia frumos. Camp pe left mid. Mi-a mai dat mai devreme în alt draft Spinazzola și vine Spina din nou. Ok, zicem mersi și trecem mai departe. Diaby, Candreva. Băi, e low rated, dar măcar facem un pic de chemistry. Nu știu dacă o să jucăm draftul ăsta, depinde cum dă, sau mai încercăm că 10. Am obosit. În fine. Camp, nu contează CM, englez. Poate vine un Tomori. Oh, bă, da, skipa! Vini și cu Son, tata, a venit, băi, nu l-am văzut, neam. În 40 de drafturi, 50 de Team of the Season. Nu n-am văzut. Sony! Tank. Mamă, tank și da, acum are rost acest draft. Fundaș central. Bă, pentru Toloi nu pot să iau 67 pes. Nu pot să iau 67 pes. Nu pot. LKB. Bombiță Kuman. Dar Darmian îți ies și el. Îți ajută mai mult Darmian. Dacă schimb eu cumva liga, nu mai bine un Kuman nu avantajează pe mine. 80 pes, 91 defending, 87 physicality. Hai să mergem totuși cu el. Râcăbău aici, ia să vezi tu ceva aici frumos. Ololololo, vine Tomori, mă. Carter Vickers. Wayne nu ia cu inime și Opa, bă, și somnul de la alte drafturi. Tomori, să fie la băieți. Hai cu încă un tot stat. Bă, nu știu ce să fac, vine Coman. De când am văzut doi Team of the Season bun? În același draft nu pot să iau Edersito. Trebuie să iau Coman. De când am văzut asta? Oh! Mbappé! Pe Franța! Nu te cred, mă! Bombă de tot, acum! Oh, Karim! Au venit unul după altul, mă, golani! Trei englezi magnifici unul după altul! Cum ar fi dacă aș schimba toate echipa? Aș veni cu Mbappé acolo pe left wing, aș veni cu Kingsley Coman. Băi, tată, cum au venit, voi francezi. Dar nu o să fie greu de făcut chem, că e foarte greu. Nimic, nu? Încă bune că nimic în ăsta. Ok, încă doi din rezerve. Dybala. Vine Vini. Da, na, ori Vini, ori Dybala. Nu cred că intră niciunul, pentru că mai ales avem deja braziliana acolo pe Ronaldinho, care este superior. Zlatanelu, mă! Ia uite-l, tată! Băi, o să mergem all-out attack. All-out attack în acest draft. Totul pe atac, totul pe o carte. Îl jucăm, facem show, spectacol. Trebuie schimbați, băieți, asta este. Pentru că nu avem cum să facem chemistry. Spina vine. Ronaldinho acolo în față. Este la 29. Portar! Dă-și tu un portar! Dă-mă și tu un portar! Nu! Diogo Costa ia. Este la 31. Aici cu portarul de pe sub. Onana. Da, Gigi Donnarumma ar fi dat un Mbappé dacă jucăm cu el, dar nu, Onana. Am stat tot pe acolo în 31 și am avea nevoie de manager din serie A pentru a rezolva problema. Mai avem 3 jucători, poate se mai ascunde ceva frumos aici. Meunier, mare. Puternic, ăsta e bun. Oh, Roberto Trophy Titan Icon.
Tra-ta-ta! Și ultimul? Vine, ma! Și Simons, nu te cred! Dar Simons n-aș avea cum, e cea mea. Bro, au venit, mă, după atâtea încercări au venit. Iau pe Turam, cred, pentru că poate facem un pic de chemistry cu francezii. Avem Turam, avem Coman, avem Mbappé. Dacă mă duc eu așa, ia vezi, Mbappé, Turam. Uite, acum, de exemplu, dacă aș fi luat Gigi, ar fi fost interesant. Și aici, 26. Și dacă mă duc și cu Benzema, este un pic, să vedem cu Benzema. Oh, minus 7, nu cred că, cred că ne convine asta, mă. Uf. Hai totuși să terminăm draftul, să încercăm full chemistry și după aceea facem schimbări înainte să începem primul meci și vedem cum e. Ai Ronaldinho acolo left winger și să ne întoarcem cu Spina în locul unde e Spinazzola. Uite-l aici, în locul lui Coman, suntem 31 și ai cu un manager seria, face și o viță acolo, un full chemeanu. Dybala ăsta, nu știu de ce îl încerc eu, că el e ce feta, n-are ce să facă, scoatem un Meunier pentru The Rating. Bom, Lukaku, nu, las pe bancă, lasă-l acolo. Hai managerul de seria, tati, evanghelista, o vine, sunt Sony. Pentru Sony, dar stai, mă, că e Dionisi. Dionisi pe full, da, tati. 33, 123, nu e cel mai high overall rating, dar avem câteva carduri geniale. Hai și să vă arăt cum se joacă. Hai să vă arăt cum se joacă la băieți. Bam, bam. Sony nu intră de la început, cred. Intră Pramatia de Mbappé. Ba-bam. Păi, dar nu-i, nu știu, 25? Cât i-a turam cu Coman? Tot una iau și băieții, nu? Păi, fii atent. Asta dacă îl scot pierd mult. Ne pierzi mult. Pierzi un pic acolo, nu e cine știe ce. Și încep de la început cu Mbappé, care și off-cam e genial. Băi, știu cum joc și după minutul 1 mai fac o schimbare. Ce schimbare să mai fac, mă? Îl scot pe... Vai, pe centru să scot? Aș juca la mijloc pe Karim. Da, mă, și joc pe Sony atacant central. Uite, așa jucăm după minutul 1 cu Sony atacant central. Avem pe Coman, avem pe Thuram. Trei jucători toți fabuloși. Primul Romero, Nesta, Benacer, Nkunku, Renato, Gino și Sanchez în față. O singură schimbare, cum anunțam de la început, facem. O să iasă Zlatanelu și o să intre Sony acolo. Oh, doamne, cum arată echipa. Doamne, cum arată. Totul pe o carte, totul pe atac. Oh, nu ai ce să-i faci, că e Comi. Coman acolo. Ia vezi. Aaaa, prinde blocajul, mă. Jersey! Uhu! Ce transversală! Sony, mamă, cum s-a dus rachetuța. Jarzi, cu power shot-ul! Astăzi m-am trezit așa cu o poftă de power shot-uri. Un driven? Tank, tati! Assist de la Sony! Se face 2-0! Ce frumos, da! Sony trage în blocaj. Îl păcălisem acolo! Oh, foarte frumos! 2-1! Și se joacă meciul! Sony! 3-1. Băi, drivănurile cu Ronaldo sunt o nebunie.
Mamă, cum e jarze, e nebunie, nu o să pot. Și ce simplu aici, ce simplu, Karim, finalizare, 4-1, mergem în sferturi, tate. Lineker, Viracovic, Kingsley Coman. Mare distanță, Sony, babi, buba, ba. Cum s-a dus asta, tată, 1-0. Cu noroc asta, cu noroc. Minutul 4 și se anunță Mocel în acest meci. Minutul 5? E cele mai rapide 3 goluri, cred, din istorie. Minutul 5 și 7 secunde. Chiar sunt curios când s-au marcat golurile astea un pic. E trecut la minutul 6. A, da. Minutul 6, așa e, că am intrat din minutul 5, minutul 6. Semifinale! Cantona, Messi. El Shaarawy iese afară sigur. Sigur iese afară și vine el cu schimbări. 100%. Stop, shoot! No, mare ratare! Hop, Karim! Încă o ratare mare. Bă, bică! Cum cădea! Ce tackling-uri, doamne, cum ne apărăm acolo. Ai și nevoie să te aperi perfect cu formația asta. Pentru că, na, te descoperi foarte mult pe apărare. Nu, bară transversală, ne ținem de șut imeci ăsta. Și momentan mingea nu intră. Hai, Roni. Nu, cum n-ai bă atras, frate, exact în ăla? Hai cu golul, tati! Așa, da, mă, Sony ne scoate din nou! Încă o dată! Bro, a trecut prin el, mă. Trecut prin el. Dacă eu aș fi primit golul ăsta, se lăsa cu rage în jurături nebuneli. Am avut noroc aici și doar pentru că Ronaldo este atât de OP. Karim, încă unul, tati, ăla-i meciul. Nu știam, m-am oprit la un moment dat, nu știam dacă să fac un elastico sau să fac, cum se cheamă asta, mă? O crocheta. Da, mă. Da, se joacă 3-1. Tank și e 4-1. Mergem în finală, n-are ce să se mai întâmple. Finala Mbappé, Nketia, Gino la Benacer, Fred îl schimbă sigur. De asta a pus și pauză. Ăsta e meci greu, o să fie dificil să ne apărăm cu sistemul ăsta, dar poate dă mai mult decât el. Nu o să știe niciodată. Ia vezi, penalti! Sony, mamă, cât bolan! Cât bulan! Bine, 1-0!
Am forțat și bolovan, sunt trebuia să fac ceva standard. Asta e oare bună? Bună, mă. Șarții! Simplu, elegant! 2-0, tată! Assist! Sony! Și un driven la lung? Oh! N-a fost cel mai bun driven, nu? Mai prind un atac, asta-i. Mai prind un atac, mă, ești nebun la cap. Că-ți vine să crezi. Și un driven. Ai de tati! Hop! Nu, Sony, de ce dai așa? Ia. Babi, ba, mă duc. Unde mă duc? Oh, Doamne! Prinde verde o viță, că se ducea, era... Knuckleball! Încercăm să încheiem cu un finesse? Da! Haide, tată! Nu mai ăla-i meciu! Câștigam draftulețul cu tot Sony într-o formă de zile mari! Hai și cu premiile să vedem ce ne ascunde aici. Rare gold și un premium gold. Hai cu primul rare gold pack! Am un albastru! Vine la băieți? Sau ceva high rated gold? Nu din primul. Apropo, lăsați și voi un comentariu mai jos, spuneți-mi. Mă, poate mi s-a părut mie și n-a fost tot Sony atât de bun sau MVP-ul acestui draft. Poate a fost altcineva. Lăsați un comentariu și spuneți-mi. Haide, mă, ceva acolo. Mi s-a părut cu colțul ochiului că văd ceva albastru, tu greșeala mea. Da, care card vi s-a părut vouă că este cel mai spectaculos și a avut un draft cât mai elegant. Comentariu mai jos și spuneți-mi. Gold pack, mai avem unul, nu? Un premium. Haide. Premium gold pack. Nimic. Nici aici vă pup o viță, băieți. Asta e totul pentru astăzi. Ne vedem mâine, bineînțeles, cu un nou episod pe canal. Pa, pa!